Echipa de volei a Colegiului Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea, debutează astăzi în campionatul național masculin al juniorilor, competiția ajunsă la cea de-a doua etapă. Seria C are în componență 5 echipe, motiv pentru care în runda inaugurală vâlcenii au stat. Iar acum, la sala Capela, elevii antrenorului Marius Mărgărit primesc vizita formației Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova. În afară de echipa din Craiova, vâlcenii mai au ca adversare în grupă reprezentantele cluburilor sportive școlare din Blaj, Timișoara și Cluj. Formația gazdă în echipament galben-negru a avut o misiune dificilă în fața echipei din Bănie, în condițiile în care elevii profesorului Marius Mărgărit, majoritatea elevii în ultimul an de liceu, participă la un singur antrenament pe săptămână, iar dacă au pierdut primul set la 10 puncte diferență, în dese rânduri vâlcenii au opus rezistență, trecându-și în cont câteva reușite spectaculoase. În actul al doilea, vâlcenii au acumulat 10 puncte, alte 13 în setul al treilea, care evident a fost ultimul al întâlnirii, astfel că echipa craioveană s-a impus clar cu 3-0. O victorie clară, cum a fost meciul cu vâlcenii? A fost un meci destul de greu, au fost multe greșeli, lipsă de concentrare, s-a văzut oboseala de pe drum și tot așa. A fost un meci ușor, dar bine, ne așteptam să câștigăm, am jucat, am vrut să arătăm un volei frumos și cam asta a fost tot. N-a fost nimic deosebit. Am început un pic mai greu. Hai să spunem că suntem în formula asta mai puțin omogen decât la echipa de cadeți, pentru că lucrăm mai puțin timp împreună. Însă, pe ansamblu a fost în regulă. În primul rând mă interesează tot cei mici, pentru că ei trebuie să simtă puterea unui joc de juniori. A fost un meci frumos, ce pot să zic. Ei sunt o echipă foarte bine pregătită. Noi, din păcate, suntem doar 3 jucători din anii trecuți, care suntem mai legați. Restul sunt tineri, sunt noi, dar sunt viitorul. Și poate peste câțiva ani o să ajungem și noi ca și ei. Și a fost un meci frumos, în orice caz. Din punctul meu de vedere, a fost un meci bun, pentru că noi avem o pregătire destul de slabă, pentru că trebuie să învățăm în primul rând și, na, nu știu, a fost bine oricum, din așteptările mele. Mă așteptam la un joc foarte bun din partea echipei din Craiova, la condițiile de pregătire care le avem noi cu echipa de juniori. Practic ei nu se antrenează decât o dată pe săptămână împreună, din motive obiective, pentru că clasa 12 și au foarte multe meditații. E un rezultat absolut normal. Setul întâi a fost destul de bine până la jumătatea setului, după care experiența și valoarea și-au spus cuvântul. Deci eu cred că acest 3-0 este absolut normal. Poate spre sfârșitul campionatului, după ce vom începe și noi să ne pregătim mai mult, s-ar putea să echilibrăm un pic situația. În runda următoare, programată la 5 noiembrie, juniorii vâlceni joacă în deplasare la Clubul Sportiv Școlar Viitorul Cluj, în timp ce oaspeții de astăzi vor avea etapă liberă. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.